Pasiunea mea a început încă din copilărie, când coafam toate prietenele mele. Nu am crezut niciodată că voi ajunge să lucrez într-un salon. A fost un drum dificil să ajung până aici. Pentru mine încă este un vis, nu realizez că am ajuns acolo unde mi-am dorit. Cea mai mare satisfacție este când te duci pe stradă și auzi de tine și în stânga și în dreapta. Ești recomandată peste tot ca fiind cea mai bună pe colorimetrie, cea mai bună pentru freze. Am încercat să merg la cât mai multe cursuri. Comunicarea între coafeză și clientă, eu zic că este cea mai importantă. Tot timpul trebuie să existe o relație între clientă și coafeză. Însoarea mea preferată este Butterfly. Am niște cliente foarte minunate. Domeniul beauty nu va muri niciodată. Femeile de la noi se aranjează foarte mult. Fiecare clientă este specială și are lucrul ei special și experiența în salonul nostru este diferită la fiecare în parte. Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi avem invitată o femeie care a transformat o pasiune din copilărie într-o carieră strălucitoare în lumea frumuseții. Cu 8 ani de experiență în industria frumuseții, după o muncă asiduă și o determinare de neclintit, ea și-a deschis propriul salon de înfrumusețare la noi în Arad. Bine ai venit, Cristina, la noi! Bine v-am găsit! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Mulțumesc și eu de invitație! Povestește-ne cum a început pasiunea ta pentru îngrijirea părului. Pasiunea mea a început încă din copilărie, când coafam toate prietenele mele. Veneau la mine pentru a le împleti foarte mult și așa încet am ajuns în adolescență, când am început să avem multe evenimente, să mergem individual la nuntă. Și mi-a dat curajul când veneau la mine să le coafez pentru acest eveniment. Nu am crezut niciodată că voi ajunge să lucrez într-un salon, deoarece nu aveam încrederea aceea în mine că voi putea să fac o meserie din chestia asta, din pasiunea asta. Exact, da. Exact. Și încurajându-mă, am luat decizia de a lucra într-un salon din Arad, într-un salon micuț, în care acolo am crescut și mi-am clădit talentul meu și ambiția de a face chiar o meserie bună din asta. Și care a fost visul tău de mică? Visul meu de mică a fost să am propriul meu salon, propria mea echipă cu care să lucrez și să fac... fericite femeile din Arad. Care a fost momentul în care ai realizat că într-adevăr ai un talent? Momentul acela a fost când o apropiată mie m-a înscris la un concurs la care am participat, un concurs din liceu pentru coafuri și am luat un premiu care pentru mine a însemnat foarte mult. Și de acolo am reușit să merg mai departe. A fost un drum dificil? A fost un drum dificil să ajung până aici. Cel mai greu mi-a fost în momentul în care am adus-o pe lume pe fetița mea, Antonia. Și nestând acasă decât o lună după ce am născut, mi-a fost greu ca să o car cu mine în salon. Ori de câte ori aveam o programare, duceam balansoarul după mine, duceam căruțul după mine și mi-a fost foarte greu să lucrez cu ea în salon. Tot timpul lucrând pe clientă plângea, trebuia să mă opresc de nenumărate ori, dar clientele mele au fost foarte drăguțe și m-au înțeles și asta probabil m-a încurajat și mai și ca să ajung acolo unde sunt. Și ce parcurs ai mai avut până să deschizi salonul? Am terminat și cursul de trainer. Am predat la o academie din Arad și asta m-a încurajat mai departe să îmi iau eu propriile mele eleve, să le educ. Pentru că pentru mine a fost foarte greu, nu am avut pe nimeni în spate să mă ajute, să am pe cineva să mă îndrume pe această meserie, să-mi fie mai ușor, să-mi dea meniuri de culoare sau să-mi dea sfaturi, cum să fac, ce să fac. Și la rândul meu am decis să nu fiu la fel ca celelalte colege din domeniul acesta, să fiu mult mai deschisă, să ajut pe toată lumea care are această pasiune să se deschidă asupra ei. Cum te-ai simțit în momentul deschiderii? În momentul deschiderii m-am simțit foarte, foarte, foarte minunat. Nu mi-a venit să cred. Pentru mine încă este un vis, nu realizez că am ajuns acolo unde mi-am dorit de foarte mult timp. Dar alături de soțul meu care m-a încurajat și de prietenii mei, colegii mei, de familia mea, am ajuns unde trebuie și pentru asta le mulțumesc. Care este cea mai mare satisfacție a jobului tău? Cea mai mare satisfacție este când te duci pe stradă și auzi de tine și în stânga și în dreapta, ești recomandată peste tot ca fiind cea mai bună pe colorimetrie, cea mai bună pentru freze și când toată lumea spune că vrea să ajungă la tine, dar nu prinde un loc disponibil foarte repede. Care a fost momentul în care te-ai simțit descurajată sau a fost vreodată vreun moment? A fost un moment când am avut piedici, când m-am lovit ca orice începător, m-am lovit de multe greșeli și am zis că poate nu e pentru mine. Ai vrut să renunți? Și atunci mi-am pus un semn de întrebare. Ce trebuie să fac pentru a continua? Și datorită acelui semn de întrebare am încercat să merg la cât mai multe cursuri, am încercat să mă uit foarte mult pe YouTube, pentru că în mare parte am învățat singură și am depășit acel moment într-un final. Și ce servicii mai oferiți în salonul tău? Avem coafură, frizerie, cosmetică, masaj, make-up, unghii, pedicură. De toate. De toate, pentru toată lumea. Cum crezi că ai reușit să-ți construiești o bază de clienți atât de solidă? Prin comunicare, în primul rând. Comunicarea între coafeză și clientă, eu zic că este cea mai importantă. Și prin atitudinea ta, prin zâmbetul tău, dacă le zâmbești și le explici exact așa cum trebuie și le faci să înțeleagă că nu poate să devină blonde peste noapte, eu zic că asta este cel mai mare atu, comunicarea. Crezi și o relație de prietenie cu ele? În mare parte, da. În mare parte, da. Am cliente vechi și îți dai seama că se creează inevitabil o relație de prietenie. Ce tipuri de cliente tind să frecventeze salonul? De la mic la mare, de la femeie de servici până la doctoriță, directoare și așa mai departe. Salonul nostru este deschis pentru toată lumea. Te asiguri că fiecare clientă primește o experiență personalizată? Cu siguranță, da. Cu siguranță, fiecare clientă este specială și are locul ei special și experiența în salonul nostru este diferită la fiecare în parte. Și care sunt cele mai frecvente cerințe? Cele mai frecvente cerințe în perioada aceasta este baleiajul. Toată lumea își dorește să aibă un baleiaj frumos. A fost foarte greu la început pentru că am participat la primul curs de baleiaj și mi s-a părut greu deoarece dura foarte mult și erau tehnici mai grele de șuvițe. Și atunci am zis eu așa ceva în salon, nu o să fac niciodată, niciodată nu o să stau pe o clientă 6-7 ore, mi se părea o veșnicie. Dar mi-a venit prima clientă după ce am terminat acel seminar, știind că voi merge la acel seminar și mi-a cerut să fac acel baleiaj. Am stat pe ea într-adevăr 8 ore, am fost foarte obosită, mă durea spatele și pe ea și pe mine, nu mai puteam să ne acomodăm cu spațiu nici cum, dar rezultatul, după ce am terminat, ne-a lăsat marcate pe amândouă. Și am zis că asta este pentru mine, într-adevăr, pentru că am realizat că tot ce este greu este ca o, cum să spun, ca o barieră care trebuie să o depășesc. Și am depășit-o cu brio. Și în afară de baliaj, care sunt cele mai... Și culorile spre blond. Blondurile reci, blondurile calde. Sunt preferatele tale? Sunt preferatele mele și m-am axat pe, în mare parte pe culorile blond. Îmi plac foarte mult. E mai greu de îngrijit? De întreținut? E mai greu de îngrijit, e mai greu de întreținut. Este mai aparte, este o culoare mai frumoasă, clar. Poate că îmi place mie și de aceea zic asta, dar îmi doream să fiu avansată pe această culoare. Știam de la bun început în ce mă bag și am văzut că cerințele au fost din ce în ce mai mari spre această culoare și pe asta am încercat să mă specializez cât mai mult. Oferiți și educație sau sfaturi clientelor despre îngrijirea părului de acasă? Bineînțeles. Fără sfaturi nu putem să facem nimic. Tot timpul trebuie să existe o relație între clientă și coafeză. Să ne fie nouă mai ușor să lucrăm cu părul ei. Nu doar vine odată în salon, odată la o lună, la 2 săptămâni și părul ei arată impecabil. Nu. Deoarece părul se îngrijește și acasă. Și atunci încercăm să le oferim mici sfaturi despre produse, cu ce să se spele, cu ce să se dea un living după spălarea părului, cum să se usuce. Multe cliente dă-ne și nouă niște sfaturi. Știu să usuce bine părul. Părul se usucă exact cum crește. Niciodată nu uscăm părul în opusul firului de păr, pentru că el atunci la căldură se despică și devine mai dur. Tot timpul trebuie uscat exact după creșterea lui, de sus în jos, nici de cum de jos în sus, ca să iasă mai neted, mai fin, mai catifelat, să nu iasă încălcit. Și ce produse consider că sunt necesare pentru a avea un păr îngrijit? Eu lucrez foarte mult cu Londa. Recomand șampoanele de la Londa, măștile de la Londa. Lucrez cu ele de ani de zile și m-am obișnuit și chiar sunt niște produse bune. Acceptabile ca și preț pentru toată lumea. Ne spălăm zilnic sau nu pe păr? Nu ne spălăm zilnic. Maxim de 2 ori pe săptămână. Am cliente care se spală zilnic și de aceea excesul de sebum îl au mai mare decât o persoană care se spală o dată pe săptămână sau de 2 ori. Recomand și anumite suplimente alimentare? Recomand doar atunci când este nevoie. Când suntem mai stresate, când suntem mai obosite, atunci recomand luarea acestor produse și suplimente. Care ar fi frecvența ideală pentru tunsoare? Odată la 3 luni. Părul trebuie tuns odată la 3 luni, deoarece părul dacă nu-l tunzi nu crește, el va stagna. Am multe cliente care nu se tund pentru a avea părul lung, dar nu este adevărat. Părul se tunde odată la 3 luni pentru a fi mai lung, mai sănătos, mai catifelat. Deci poate fi ăsta un mit? Este un mit. Cu siguranță este un mit și mai avem un mit. Ori de câte ori îmi vine clienta la vopsit, îmi vine foarte unsă pe păr, murdară să zic. Este un mit, nu este adevărat. Scalpul și firul de păr trebuie să fie curat, deoarece în momentul în care aplicăm produsul nu are cum să pătrundă în cuticula firului de păr pentru a deschide culoarea. El este învăluit de sebum, de praf, de mizerie. Și atunci trebuie să ne spălăm măcar cu 2 zile înainte de a veni la vopsit. Alte mituri ai mai întâlnit prin rândul clientelor? Da, să nu punem mască în momentul în care venim la freză, la coafat. Avem sâmbătă un eveniment și atunci multe cliente se spală vinerea fără mască. Ca să nu se lase părul. Exact, să fie mai moale. Nu este adevărat, pentru că noi lucrăm cu termice, lucrăm cu fixative. De ce s-ar lăsa părul dacă ai avea o mască în păr? Din contră, ne face nouă munca mai ușoară, să fie mai fin și să fie mai finisat. Să nu fie ciufulit pentru a aranja bine firele răzlețe. Ai și vreo tunsoare preferată sau? Da, tunsoarea mea preferată este Butterfly. De fapt, această tunsoare este o tunsoare veche ce se purta în anii 70-80, care a revenit la noi da, în 2023, doar că este sub altă denumire pusă, Butterfly. Este o tunsoare în scări, gen... cu vârfulețe ca de pisicuță. Și se aranjează foarte, foarte frumos. Cum te-ai adaptat la schimbările sau la tendințele de-a rândul anilor? Foarte bine, deoarece am încercat să mă educ singură. Am încercat tot timpul să citesc despre tendințele noi, să vizualizez noi trenduri și așa le puneam în practică a doua zi pe clientele mele, pentru că am niște cliente foarte minunate și care mă lasă ori de câte ori vin în salon să le fac exact ce vreau eu și cum vreau eu. Da, exact. Au prins o mare încredere în mine. De atâta timp se lasă pe mâna mea, ori de câte ori e nevoie. Ai fost nevoită să refuzi anumite preferințe a clientelor? Am fost nevoită să refuz deoarece nu era în vogă, nu era, să zic, o freză foarte veche. Și atunci am încercat să-i dau sfatul că nu îi se potrivește, nu îi se potrivește ei, nu îi se potrivește ținutei. Și mi-au ascultat sfaturile. Cum reușești să te menții la curent cu toate noutățile astea? Merg foarte mult la cursuri. Da, încerc să merg. Dacă nu reușesc să merg, le fac online acasă sau citesc foarte mult despre asta. Și ce planuri de viitor ai pentru salonul tău? Planuri mari. Planul meu de viitor este să măresc echipa, în primul rând, să educ, să am cât mai multe cursante și să le ofer ocazia de a lucra lângă mine. Ce părere ai despre promovarea asta în social media? O promovare foarte bună, deoarece cu social media eu m-am promovat, în primul rând, pe mine. Lucrând la un salon nu foarte central, neavând cliente de afară, stradale, am încercat ori de câte ori am avut o lucrare să o postez pe Facebook, pe Insta, pe TikTok, pe diferite rețele de socializare. Și așa am văzut că numărul clientelor mele au reușit să urce într-un timp foarte scurt. Ce crezi că mai poate influența succesul unui salon? În primul rând, echipa pe care o ai, oamenii de lângă tine, înțelegerea. Nu este doar o echipă, trebuie să fie o familie, trebuie să ne ajutăm. Ori de câte ori avem nevoie, trebuie să ne ajutăm unul pe altul, trebuie să ne înțelegem foarte bine. Și atunci când clienta intră în salonul nostru să se simtă ca acasă, să se simtă ca la ea acasă, să-i fie drag să revină de fiecare dată la noi. Care e platforma ta de social media preferată? Facebook-ul rămâne. Facebook-ul. Eu m-am lăsat foarte mult pe Facebook și mi-a fost mai greu să mă adaptez cu Instagram-ul, dar de un timp am încercat să fiu activă și acolo și pe TikTok. Primești feedback negativ sau ai primit hate? Nu. Din fericire, nu. Dar dacă ai primit, cum ai aborda aceste situații? Cu siguranță foarte deschisă. Toate părerile sunt împărțite. Poate nu suntem la fel. Poate nu ne păsălim să fim pe aceeași undă. Sigur, aș fi foarte deschisă și la feedback-uri negative. Și ce sfaturi ai pentru cei care vor să intre în această industrie? Eu am o vorbă. Orice lucru măreț din lume a fost realizat cu pasiune. Dacă ai o pasiune, un talent, dezvoltă-l. Nu te lăsa. Poate că începutul este greu, dar fii ambițios și nu te lăsa. Este o meserie foarte frumoasă. Domeniul beauty nu va muri niciodată. Femeile de la noi se aranjează foarte mult. Și dacă ție îți place această meserie și ai un talent, du-te, educă-te și creează-ți acel vis pe care l-ai avut. Ai vreun regret? Un regret e că nu am făcut asta mai devreme. Asta este cel mai mare regret, dar toate la timpul lor, cum se zice, toate la timpul lor. Deci crezi că visele se pot îndeplini dacă depui și muncă în acest sens, exact, cu multă muncă visele devin realitate, cu siguranță. Ai vreun mesaj pe care ai vrea să-l împărtășești cu ascultătorii noștri? Desigur. Orice visați, orice lucru la care sperați, puneți-l în practică. Cu greutăți și cu multă muncă veți reuși, cu siguranță. Unde te pot găsi ascultătorii noștri? pe Andrei Șaguna, numărul 45. Salonul se numește Dream Concept. Și pe Facebook, Instagram? Cristina Rus, hairstylist. Spune-mi, cum ai reușit să îmbini echilibrul ăsta între carieră și viața de familie? Foarte greu mi-a fost, deoarece soțul lucra, eu aveam în continuare programări, micuța mea era încă mică, avea 1 an, eu am început să am cât mai multe cliente, nu știam cum să fac față și atunci încercam tot timpul să-mi pun programările după soacra mea, după mama mea, pentru că ele lucrând pe schimburi, puteam cumva să jonglez. Sâmbetele, de exemplu, stătea doar soțul meu cu fata. Alăptam, venea cu ea să o alăptez, mă opream 10-15 minute cât să pot să-i dau să sugă. Dar cu ajutorul lor am reușit să depășesc această situație grea. Și în timpul săptămânii, când nu puteau mamele mele, o mai luam cu mine de multe ori. Îi mai duceam un căruț, un balansoar, o puneam acolo. Norocul meu a fost că fetița mea e foarte cu minte, de mică, dormea foarte mult. Dormea și 4 ore în salon. Și atunci eu puteam să-mi fac liniștită treaba. De aceea ea este foarte dezvoltată așa și este obișnuită cu salonul și doar în salon vrea să rămână. Ți-ar place să-ți calce pe urme? Cred că îmi calcă pe urme deja, deoarece de câte ori vine cu mine în salon și în zi de azi îmi cere să o las să lucreze pe clienta mea, să o împletească și chiar știe să împletească, de la 5 ani știe să împletească. Se spală doar în salon, deci este obișnuită cu clientele mele, cu salonul meu, este obișnuită. Și care a fost persoana care te-a susținut cel mai mult? Cel mai mult a fost soțul meu. Pentru asta îi mulțumesc foarte mult. A fost alături de mine. Dacă nu era alături de mine, nu știu, poate că eram așa mai retrasă sau probabil nu aveam curajul de a merge la lucru. M-a încurajat foarte mult, pentru că a văzut că îmi place ceea ce fac și atunci când îți place ceea ce faci și cei de lângă tine încearcă să fie acolo unde trebuie. Mi-a fost greu, dar am trecut. Am trecut și am ajuns unde sunt. Mai ai și alte planuri de viitor? Planul meu de viitor este să educ cât mai multă lume care este pasionată de acest domeniu. Să am cât mai multe fete în practică. Eu iau fete în practică și le spun de la A la Z tot ce ține despre acest domeniu. E greu să educi oamenii în sensul ăsta? Nu e greu, pentru că le zic exact ceea ce îmi place să fac, exact cum fac, și ele sunt acolo lângă mine și văd. Asta este cel mai important, pentru că stau lângă mine. Dacă eu stau 8 ore stau și ele lângă mine să vadă exact cum trebuie făcut. Practica ajută foarte mult. Și dacă vezi, este mult mai ușor. Meseria aceasta este o vorbă. Se fură. Da? Ea, dacă este lângă mine, poate să fure anumite tipsuri care să-i fie mai ușor să le pună în practică. Le dai și anumite sfaturi sau trucuri? Le dau trucuri, sigur. Doar că trucurile acestea le descoperi în momentul în care încep să lucrezi. Aceste trucuri le-am descoperit în momentul în care am avut cliente cât mai multe și am și greșit. Am învățat și din greșeli. Probabil de acolo am învățat multe. Pentru că m-am lovit de multe greșeli. Și singură mi-am dat seama. Cum au reacționat clientele la greșeli? M-au încurajat. Nu a fost nimic. M-au încurajat să merg mai departe. Pentru că m-au înțeles că am fost la început și trebuia să trec cumva peste. Și atunci încercam eu cu mintuța mea să pun în practică și să le dau de capăt. Dacă nu am reușit atunci, am reușit luna viitoare și tot am reușit. Dar ele au fost drăguțe și m-au înțeles. Și cum a fost începutul pentru tine? Începutul a fost cel mai greu. Pentru că lucram în 2 locuri, aveam un job și aveam și jobul de hairstylist. Așa am început, ca să văd dacă chiar îmi place și îmi merge. Mi-a fost greu la jobul pe care îl aveam, lucram 2 cu 2 și în cele 2 zile libere eram la salon. Cele 2 zile lucram unde lucram. Mi-a fost greu, am lucrat așa cam 1 an de zile, după care am rămas gravidă. Și ăla a fost momentul când ai renunțat la fostul job? Da, în momentul în care am rămas gravidă am renunțat la fostul job și am rămas doar cu salonul. Am stat o lună de zile acasă să mă refac după ce am născut și apoi am început lucrul. Pentru că eu deja știam că o să pot. Eu deja mi-am făcut programări de la bun început. Am stat o lună și în următoarea sâmbătă deja eu aveam de lucru mirese. Trebuia să fac mirese. Și știam de la bun început, dinainte să nasc, că voi reuși. Pentru că mă știu pe mine, sunt o persoană puternică și cu siguranță pot să depășesc orice obstacol. Chiar dacă mi-a fost greu să stau în picioare după operația de cezariană, dar făcând ceea ce îți place, nu mai simți absolut nimic. Nu mai simți nicio durere. Nimic. De spate, de gât, de cezariană, de nimic. Și apoi ce a mai urmat după perioada asta? Și apoi, după ce fetița mea a crescut și am dat-o la creș, atunci am putut să respir, mi-a fost mult mai ușor, fiindcă ea avea programul până la 5, eu puteam să-mi văd de lucru liniștită și să fiu mai liberă, să zic așa, mai liberă pentru clientele mele. Da. Lucrez foarte mult, lucrez și 13 ore pe zi. Și acum? Și acum, exact, dar nu regret nimic, pentru că vreau să cuprind cât mai multe cliente, să cuprind cât mai mult de fete, să le fac frumoase, să ajungă la mine când își doresc și atunci încerc să le strecor printre programările mele. Deci încerc să le primești pe toate. Încerc să le primesc pe toate așa cum pot. Ai avut vreun mentor sau o persoană de la care te-ai inspirat? Încă am un mentor de la care mă inspir. Acela este Basam. Îmi plac foarte mult creațiile lui, pentru că sunt niște creații. Este o artă ceea ce face și încerc să pun și eu în practică ceea ce face el. Îmi place foarte mult stilul acela care îl poartă, de coafurile extravagante, cu toate că la noi în Arad nu prea se cer astfel de coafuri. Ce coafuri se cer sau ce tendințe ar fi? De cocurile acelea foarte înalte, foarte pompoase. Clientele de la noi... În ultima perioadă s-a cerut foarte multe freze pe valuri. Foarte mult valurile. În ultima perioadă chiar am făcut foarte multe valuri. Pot să zic că am devenit deja expertă în valuri. Este o coafură foarte frumoasă, foarte elegantă și cam merge la orice ținută să o porți. Și ce culori sau tunsori ne recomanzi pentru anul acesta? Tunsorile în scări încă se poartă și încă e la modă. Cea mai mare tunsoare care se poartă în acest an este tunsoarea de butterfly. Și este o tunsoare în scări care dă volum foarte mult părului. Nu trebuie să ai 2 fire pe 3 cărări ca să ai volum. Poți să o faci exact din această tunsoare. Și culorile pe care încă se poartă sunt blondurile, blondurile calde, blondurile reci și baleajul. Baleajul încă este în vogă, să zic așa. La ce interval de timp recomanzi vopsitul părului blond? Părul blond se vopsește în regulă la 3 săptămâni. Deoarece atunci când rădăcina este crescută foarte puțin, deschiderea ei este mai accentuată și mai tare. De aceea recomand clientelor cu părul blond să vină la 3 săptămâni. Este mai ușor și pentru noi și pentru ele, pentru a avea o culoare uniformă și să nu aibă acele dungulețe care am mai văzut ori de câte ori merg pe stradă. Văd lucrul acesta și clar nu îmi place. Există alte lucruri care nu-ți plac? Pe care le vezi? Da, mai văd faptul că extensiile sunt aplicate în mod ciudat. Nu știu acum... Ca să nu zici urât. Să nu zic urât, exact. Să nu zic... Pentru că eu nu vorbesc de rău pe nimeni. Poate și-au pus ele acasă sau poate au fost la o fată începătoare sau nu a avut experiența necesară. Dacă își pun extensii, să ia o oglindă să se uite și în spate totuși. Să nu se vadă acele tipsuri, să nu se vadă acea diferență între părul ei și extensie, să fie o uniformizare a părului. Și despre baleiaj, el se face cam la 6 luni, 8 luni, chiar și la 1 an. Depinde de creșterea pe care o ai la păr. Dacă ai o creștere mai excesivă, atunci la 6 luni. Sau dacă ai fire de păr cărunt, atunci da, poți să vii și la 3 luni, și la 4 luni și se lucrează doar strict pe rădăcină, cât să-ți urce baleajul să fie de aproape de rădăcină. Ce ne recomanzi pentru creșterea părului, în afară de tunsul des? În afară de tunsul des, șampoane speciale. Sunt șampoane speciale de creștere excesivă a părului, uleiurile, uleiul de cocos, uleiul de ricin, care și îndeasă și oprește stagnarea căderii părului și crește în mod mai rapid. Ai vreun sfat pentru ascultătoarele noastre? Sfatul meu pentru ele este să-și facă timp, să meargă în salon, să se aranjeze, deoarece o femeie trebuie să fie mereu aranjată, nu doar atunci când merge la un eveniment. Trebuie să fie de zi cu zi aranjată și când iasă să arunce gunoiul. Trebuie tot timpul să fie machiată, coafată. Este frumusețea ei.